Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou video pe canal. Astăzi am să vă arăt un sistem nu aș putea spune chiar de gaming, un sistem de light gaming, să-i zic așa, adică un sistem pe care poți să te joci un CSGO, un Fortnite, un GTA 5 acolo pe low și poate mai modifici și un pic la rezoluție, adică mai cobori un pic Full HD-ul și te joci într-un HD 720p cum cunoaște toată lumea. Nu știu, jocuri gen WoW, adică astea așa, LOL, știți voi. Jocuri care nu necesită foarte multă putere de procesare și foarte multă putere a plăcii video. Da? Sper că ne-am înțeles acum. De la capul locului, să nu vă aud în comentarii că nu știu ce, că nu știu cum. Am lămurit-o, da? Bun, acest sistem îl fac pentru că voi mi-a cerut chestia asta. Este la 105 lei, 105 lei, 1505 lei. Da, am depășit cu 5 lei și un pic. Da, nu cred că asta e o problemă. De moment ce ai 1500 de lei, mai pui și 5, 6, 10, 20 de lei cât o fi nevoie. Totuși să-ți iei ceva care să funcționeze în parametrii optim, da? Hai să începem prima oară, văd că mi l-a aranjat așa. O să încep cu carcasa. Nu e nimic special la carcasa asta, o am și eu. Este o carcasă decentă, singura obiecție e că vine sursa sus, dar în rest este destul de spațioasă, încape ceea ce avem noi nevoie, adică n-am un sistem de light gaming. Vă dați seama că nu se poate pune problema de RGB-uri nebunele socoteli în prețul ăsta. Avem aici și niște poze făcute de alți cumpărători, cum și-a pus sursa, cum și-a asamblat pe aici componentele, da? Suportă și unitate optică dacă vrei să-i pui. E alegerea ta, dacă ai una pe acasă și vrei să o montezi, poți să o montezi aici lejer. Bun, nu știu dacă vine cu ventilatoare. Da, vine cu un ventilator pe față. Poți să-i mai pui și unul pe spate, dacă nu mă înșel. Da, poți să-i mai pui unul aici. Și o să ai și un, cât de cât un airflow, ca să-ți mai răcească componentele, care nu cred că se încing foarte tare, pentru că nu prea consumă foarte mult curent. Și nici nu dau foarte multă performanță, cam asta este chestia. Avem o placă video de la FX, un Radeon RX 550 de 2 GB. Este în stoc furnizor, deci va trebui să așteptați un pic după ea, adică nu se găsește în stocul magazinului, ceea ce înseamnă că va dura ceva timp, adică uite, estimează undeva pe vineri că va veni și va fi gata de ridicare. Este o placă video care are o memorie de 2 GB GDDR5, deci clar, având memoria asta, nu ne vom putea întinde spre grafici foarte wow, adică undeva medium spre low pe acolo ne încadrăm, adică high sau very high sau ultra, în niciun caz. Adică CS-ul oricum îl jucați pe pe setările cele mai mici, pe low. La fel și Fortnite-ul, am văzut că majoritatea îl joacă așa, deci nu cred că va fi o problemă că îl vei juca pe low, da? Este o placă video de buget, își face treaba, o să meargă și Dead by Daylight-ul, o să meargă și lejer, adică nu o să fie probleme. O să meargă poate și jocuri puțin mai pretențioase, dar bineînțeles pe alte rezoluții, gen un PUBG, am văzut niște teste, dar era în 720p, cu, bineînțeles cu totul pe low, adică nu vă gândiți la altceva, 720p totul pe low, și mergea și PUBG în vreo 40 de FPS-uri acolo, cam acolo, deci eu zic că duce, având în vedere că alții dau 1500 de lei doar pe placa video sau pe procesor, iar tot sistemul ăsta costă 1500 de lei, nu prea ai ce să îi ceri sau nu prea ai pretenții, da? Ok, hai, trecem mai departe să nu lungim mai urea. Am pus 8 GB pentru că, na, gaming 8 GB. 8 GB la 2666 de MHz, cam cel mai ieftin kit pe care l-am găsit în stoc. Da, dacă găsiți ceva mai ieftin, na, totuși construim un PC de buget. Nu prea putem să ne întindem spre HyperX-uri sau Corsair sau alte chestii mai pretențioase sau cele 15, cele 14, nu știu.
Da, e ok, ăsta își face treaba, adică 8 giga, dual channel, merită banii ăștia. Mai departe, procesorul este un AMD Athlon 200G, este un dual core, dar care se comportă ca un quad core. Vine și el cu grafică integrată, Vega 3, am mai făcut eu un clip în trecut despre grafica asta integrată, care e destul de bună, adică doar cu procesorul ăsta, exceptând placa video, vă puteți juca niște joculețe acolo în 720p, dat cu totul pe low, clar. Deci eu zic că e super tare, frate, ce să mai încolo și încoace. E super tare, la banii ăștia, la 250 de lei procesorul ăsta, duduie. Duduie, la banii ăștia, ce am fi putut? Am fi putut să luăm ceva de la Intel, un Intel Pentium, dar ăla era cu vreo 100 și ceva de lei mai scump, adică nu cred că merită. Acum voi alegeți, asta este propunerea mea, voi dacă vreți să mai îmbunătățiți, do it! Eu n-am nicio problemă în chestia asta. Am folosit pentru stocare un SSD de 480 de giga pe care veți pune și Windows-ul, dar și niște jocuri. 480 de giga, vor intra câteva jocuri. Bineînțeles, dacă vrei mai multă stocare, achiziționează-ți un hard disk. Ăla e vreo 200 de lei doar el. Plus SSD-ul mai pui și 100 și ceva dacă ții un SSD de 120 sau 240 de giga. Ăsta este cam cel mai ieftin SSD pe care l-am găsit, de 480 de giga. Vedem aici și vitezele, care nu sunt rele deloc, adică în citire 512 și în scriere 464, deci toate se vor mișca super bine pentru că avem o stocare rapidă. Bun, mai departe. Am luat o sursă destul de ieftină pentru că trebuia să mă încadrez în bugetul ăsta, cu toate că, sincer, nu o recomand cu cea mai mare căldură sursa asta, dar a trebuit să fac anumite compromisuri ca să ieșim în prețul ăsta. Dacă dispuneți de 50 de lei în plus, luați una măcar la 130 și 150 de lei, cred că găsiți și cu certificare 80 plus, bronz. Dar dacă stau să mă gândesc, procesorul consumă doar 35W, iar placa aia video nu cred că sare de 100. Deci undeva la 200W maxim, să zic, cu SSD, cu ce mai e pe acolo, să zic maxim 200W consum, dar e mult. Oricum e mult, cred că placa aia video undeva la 65-75 pe acolo de W. Deci în total 100W, 120-150W pe acolo. Cred că e maxim consumul acestui sistem, da? Deci ce să zic mai mult atâta. Ea are 500 de W, cred că dă real undeva la vreo 250-300 de W, deci arhi, mega, tera suficient. Avem chiar și o alimentare pentru PCI Express de 6 pin. Ce îți mai poți dori? 3 SATA, 3 Molex. A, este, frățiuer. Ia-o și du-te. Cred că ar fi mers și o sursă care vine direct cu carcasa pentru sistemul ăsta, că nu e mare consumator de curent, da? Mai departe, ultima, dar nu cea din urmă, placa de bază, o placă de bază de la MSI. Are aici internet de 1 giga, sunet 7.1 de la Realtek. Bineînțeles, suportă și, cum v-am zis, grafica integrată de la AMD, Vega ăsta. Vedem că suportă frecvențe până la 3200, la noi ne încadrăm aici. O să meargă by default, din ce văd, OC-ul e considerat la 2933 și la 3200, deci pentru frecvențele astea, dacă vă luați memoria atât de rapidă, va trebui să activați profilul XMP din BIOS. Da, și ce să zic, uite, 2 USB 2.0, 4 USB 3.1... Ce să mai zic? VGA, DVI, PS2, dacă mai folosește cineva. E o placă de bază de buget. Nu îți poți dori mai mult de atâta, sincer. Chiar nu îți poți dori mai mult de atâta. Da, asta este placa de bază. Acesta este sistemul. Ce să vă zic? Spor la joacă! Dacă o să vi-l cumpărați, bineînțeles, dacă o să vi-l cumpărați și o să-l asamblați sau o să alegeți asamblare, mai departe, poate vrei veni și cu un feedback, cu
cu un comentariu acolo să-mi spuneți cum vă merge, dacă sunteți mulțumiți, dacă nu sunteți mulțumiți, având în vedere că vorbim despre un sistem de 1500 de lei, s-au făcut anumite compromisuri ca să ieșim la bugetul ăsta. Acum, Ana, cum credeți și voi? Dacă vreți să mai așteptați, mai spuneți un bonus deoparte și poate vă luați ceva mai performant la 2000-2500 de lei. Bun, cam ăsta a fost episodul. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-i dai și tu un like, un share să vadă și prietenii tăi care poate vor să-și achiziționeze și ei un sistem. E gratis. Și bineînțeles, un subscribe acolo cu clopoțel dacă încă n-ai făcut-o. Să fii la curent cu tot ce se mai întâmplă pe acest canal. Mersi frumos, eu am fost în Înăruimii, v-am pupat. Ciao-les!